Nene, deja angajez o nuntă, bag să seamă. Doamne ajută să fie cu noroc. Să știi că eu am noroc, am mână bună. E, acum înainte de a cânta o să vă țin o leacă de vorbă. Nu degeaba m-a lăudat maestru și marele și lordul acestui fenomen al prezentării pe scena românească, maestru Octavian Ursulescu, pe care respect cu toată ființa mea. Îi mulțumesc, mă onorează. Cuvintele grăite din gura dumnealui atârnă foarte mult pentru mine și îi mulțumesc mult. E, acum eu vreau să vă țin de vorbă pentru următorul lucru. Nu mult, că nu e bine. Ceea ce se întâmplă în această seară este un act de prea cinstire față de toți muzicanții Bucureștiului și zonelor limitrofe. Bucureștiul colcăie de muzicanți lăutari, muzicieni, instrumentiști de primă mână, care tot ei, ai noștri ăștia de aici, se studiază și în conservatoare, acolo unde sunt. Și ceea ce se întâmplă în seara asta e cea mai frumoasă adunare de mari instrumentiști. Îl felicit din toată inima pe Victor Florea pentru faptul că din taraf a făcut cea mai frumoasă orchestră cu cei mai minunați instrumentiști ai Bucureștiului. Mă închin în fața fiecăruia, iubesc pe toți și doar cu o parte dintre ei de data asta și data viitoare cu partea elaltă. Așa, o să fac un dialog de la caval la fiecare dintre, la câțiva dintre instrumentiști și chiar dacă suntem la începutul spectacolului, sunt convins că o să vă placă și o să încep cu o doină datorită căreia sunt eu astăzi Gelu Voicu. O doină la caval și o să am o mică rugăminte, solistul un pic mai sus în monitor. Mulțumesc mult la momentul acesta. Dialog de la caval la țambal cu maestru Leonard Iordache, unul dintre marii țimbaliști ai neamului nostru, cel care este fiul celui mai mare țimbalist de pe planetă, din istoria omenirii, regretatul Toni Iordache. Am onoarea asta să fac un dialog și mulțumesc cu toată inima. Leonard Iordache! Se coboară la vale, trei turme de voi, trei ciomănei, un curea, un cear și un bolbogan al șlătul Bovan și un
flori să mă gândim, să zic că e la să soare că să Leonard Iordache. Un dialog de la caval la vioară cu Cornel Turcitul, cel care este, pe lângă faptul că e violonist, este și maestru dirijor al orchestrei ansamblului Ciocărlia al Ministerului Afacerilor Interne. Cornel Turcitu. Un dialog de la caval la clarinet cu Florentin Ferraru, alături de care am cântat la începuturile mele când eram așa cam cât e fimeu acut, și de înalt și de... Ferraru. Un dialog de la caval la nai cu Albert Paraschiv. Iar acum, oameni buni, un dialog care mie mi-este de suflet din toate punctele de vedere, și artistic, și din punct de vedere al prieteniei, și al faptului că alături de el și de regretatul Costel Pandelescu am alcătuit o familie artistică pe scenă, am avut onoarea să cânte câțiva ani buni alături de mine. E vorba de domnul de la contrabas, Costel Nichita. Nene, așa mai cădă de mult, da? Dar facem liniște restul așa, un piano de la tremur.
Costel Nichita la contrabas. Bunică! Vă mulțumesc din suflet și pentru cuvinte și pentru bucuria și onoarea de a fi prezentat de dumneavoastră. Mulțumesc organizatorilor pentru că m-au inclus și pe mine în acest pachet minunat și în ultimul rând vă mulțumim dumneavoastră pentru că datorită dumneavoastră ne adunăm aici pe scenă și existăm. Vă mulțumim mult! Și să aveți o primăvară minunată! Și o vară, și o toamnă, și o iarnă, nu numai primăvară, de parcă viața noastră se termină. Păi, nu, am vorbit doar despre primăvară, că ne vedem în vară la următorul spectacol. Așa e, și pe litoral. Colegul nostru o să ia.